Au lăsat fotbalul și luptele ca să lupte în ring. Două perechi de gemeni, fete și băieți au venit la sala care i-a format pe Doroftei și Diaconu să învețe nobila artă. Gemenele Mihaela și Miruna Șoptăreanu au 15 ani, sunt clasa a 10-a și pentru ele boxul înseamnă ceva special. Asta pentru că li se face pielea de găină atunci când lovesc sacul. Mihaela a practicat luptele timp de 4 ani, perioada în care a devenit vicecampioană națională. Acum vrea să devină campioană în ring și același lucru l-are în minte și sora sa, Miruna. Am zis să încerc și altceva și parcă mi se potrivește mai mult boxul. De ce? Este un sentiment aparte atunci când dai la sac și ți se face pielea de găină, e ceva frumos. Am văzut sora mea că îi place și am zis să încerc și o viață de sportiv. Deocamdată sunt la început, dar sper să avansez. Vreau să ajung o mare campionă, având în vedere că chiar este frumoasă viața de sportiv. Boxul nu e prea dur? Mulți spun că boxul, da, e dur pentru o fată, dar depinde și de personalitatea fiecăruia. Gemenii Cristi și Ștefan Toader au lăsat fotbalul pentru box. Chiar dacă în opinia lor boxul este mult mai greu decât sportul rege, pentru ei este și mai bine. Au 14 ani, sunt clasa a 8-a și vor să capete clasă în pugilismul românesc. Ai propus să faci ceva în box? Da. Performanță. Ce înseamnă performanță? Să ajung campion național, european, dacă mă ajută Dumnezeu. Mai boxați acasă, întrebări? Da. Nu e mare diferență între noi doi. Da. Împreună sunteți mai puternici? Da. De ce? Pentru că unde sunt doi, puterea crește. Antrenorul emerit Titi Tudor nu a mai întâlnit până acum două perechi de gemeni în sala de box, dar dacă din două perechi iese una bună, maestrul este foarte mulțumit. O împlinire a mea de a pregăti două perechi de gemeni și voi merge cu ei, că cam în aceeași vârstă, să merg la o finală de campionat național. Pentru că gongul oficial va bate iarăși după ce a primit permisiunea Ministerului de Specialitate, gemenele Șoptăreanu și gemenii Toader de-abia așteaptă să încrucișeze mănușile în luptele oficiale.